Poliția locală ar trebui să patruleze în zona BIC pentru a da avertismente și chiar amenzi celor care opresc în locul interzis. Întrucât poliția locală nu pare să supravegheze zona în permanență, problema persistă în această parte a orașului, iar luni la orele amiezii mai multe persoane făceau autostopul pe partea carosabilă și petrecerea de pietoni. Să opriți aici pe trecerea de pietoni? Așteptați mașina de ocazie? Opreți mașinile aici? Oare din cauza trecerii de pietoni sau din ce cauza? De la pietoni și cunoștințe. Dar știți că puteți aștepta și în stație mai... Dacă în prezența echipei TV Sighet câțiva autostopiști și-au luat sacoșele și s-au mutat la câțiva metri de trecerea de pietoni, cei rezemați de gardul amenajat în zonă tocmai pentru a împiedica să treacă pe partea carosabilă stăteau nestingheriți.